Băi Mihai, băi Mihai, bă, în ce țară trăim, bă, frate? Bă, cine are, mă, grijă, mă, de tineret, mă? Zi-mi cine pe cineva care cum să zic, se implică cu adevărat, bă, să le spună lucrurile astea. Bă, astea de care ne lovim noi zilnic. Cine? Adică cine luptă și cine îi ajută pe acești copii care sunt, cum să zic, inconștienți? Ei sunt niște victime colaterale într-un război al adulților, într-o țară, într-o Românie penibilă. Că după Revoluție noi realmente am fost o Românie penibilă și noi n-am ținut, noi am uitat de copiii ăștia tineri. Noi nu le-am oferit educație, nu le-am trezit simțul acela de a aprecia planul profesional, de a-și câștiga existența. Noi am crescut, cum să zic, noi am obligat pe ei să aștepte la părinți sau să plece. De plecat pleacă aia care sunt mai diferiți și care își doresc. Dar în general mulți așteaptă de la părinți, știi? Și mai fac și copii. Dom'le, știi cum e, mă? Ai văzut? Nu știu, sunt cazuri. Băi, îmi scriu mulți, mă, îmi scriu mulți, cum să zic, care sunt prin afară, prin Anglia, Italia, Adi, uite, am doi copii, sunt cu nevastă mea, ea nu are nicio clasă, pe mine m-a dat afară, nu știm ce să facem, ce îmi sugerezi? Ce sfat să le dau eu, mă, în momentul ăla? Toți care vin ei și vorbesc de iubire și de dragoste și că împreună poți rupe tot și poți atinge fericirea dacă există iubire. Să răspundă ei la mesajele alea, să-i sfătuiască ei pe copiii aia plecați pe afară, fără o meserie, fără să ofere o valoare, fără absolut nimic. Să vedem cum îi ajută această iubire. Puneți preț pe planul profesional. Aveți nevoie de bani pentru a avea o viață liniștită, pentru a putea întemeia o familie, pentru a putea oferi o educație unui copil. Iar adolescenții au nevoie de cineva care să se implice cu adevărat. Până în momentul de față eu nu am văzut și de asta am decis să fac lucrul acesta. Pentru că sunt în măsură, pentru că am experimentat durerile vieții, greutățile vieții, lacrimile vieții, zâmbetele vieții și ce vreți voi. Nu mă oprește nimeni în a duce această luptă și în a oferi tineretului o educație. Și nu cred că va exista părinte care să aibă ceva împotriva acestui video. Mă dedic cu toată inima pentru tineret. Această pagină a fost creată în special pentru cei tineri. Întotdeauna am vorbit cu inima. Mă simțiți, sunt sigur că cei care mă văd și mă apreciază, mă simt că eu vorbesc din experiențe și din contactul meu în permanență zilnic cu fel și fel de oameni, cu oameni veniți din diferite clase sociale. Dragi adolescenți, vreau să mă percepeți ca pe acel om care a experimentat ceea ce voi experimentați și trăiți în momentul de față. Îmi scriu foarte mulți tineri care trec prin ce am trecut eu. De exemplu, o despărțire, știi cât de a dracu este la 18, 19, 20 de ani? Bă, totul în jurul tău ți se pare că e, știi, bă, trist, totul e întunecat, eviți pe toată lumea, prieteni, anturaje, nu ți-ar desești, te retragi într-un colț al camerei, să pui o pătură în cap, să-ți pui bluzuri și să te gândești non-stop. Nu ai poftă de mâncare, eviți părinții, eviți absolut tot. Simți că arde, cum să zic, te arde pământul sub tine, știi? Te răscolește. Cum să zic, în momentul ăla simți că nimeni nu te înțelege. Știi cât de intense sunt suferințele alea? Păi eu am suferit odată pe la 15-16 ani, bă, nu mâncam, se speriase mama, tata, nu... Deci mi-era capul și chiar așa e, nu vezi viața fără persoana respectivă, știi? Ai mei nici nu comunicau cu mine, știau că mă despărțisem și așa.